un șantier între culmile Lotului și Parângului, captarea a circa 90 de râuri, 150 de kilometri de galerii, aproximativ distanța București-Predeal, o cădere de apă de 800 de metri, 300 de milioane de metri cub de apă zăgăzuite de un baraj de 122 de metri înălțime, o putere totală de 500 de megawatts, cât produc Bicazul și Argeșul la un loc. Trecutul și viitorul au devenit prezent aici, pe Lotru. Trecutul, prima scânteie, s-a născut la cel de-al 9-lea congres al partidului. Viitorul va porni de la al 10-lea congres al partidului, nenumărate scântei ce se vor transforma în lumină. Simbioză a cincinalelor. Creație pe măsura unui sfert de veac socialist. Celor care lucrează în galerii sau în afara lor, tuturor constructorilor acestui gigant de lumină, le-am închinat filmul nostru. Despre viitorul baraj de la Vidra ne vorbește inginerul șef al Lotrului, Soli Kamenitsa. Din punct de vedere teoretic, lucrarea nu este prea complicată. Practic, între aceste două maluri trebuie să mutăm un munte și trebuie să-l mutăm cu multă grijă, pentru ca așezarea acestui masiv între acești doi versanți să nu provoace niciun fel de deplasări în viitor. Am părăsit de București pentru că nu am avut așa lucrări de mare importanță. Eu am peste 9 ani de zile de șantier. Cel puțin de 30 de ani. Și nu ne sperie că e greu. M-am obișnuit de mic copil să lucrez pe șantiere. M-am obișnuit cu colectivul ăsta, nu pot să mă destade. De altfel, eu am câteva calificări ca electrician, lăcătuș mecanic, cam și o școală de normare. Faptul că am lucrat atâta timp în meseria pe care o am îndrăgit foarte mult, nu aș putea să mă despart de, deoarece mi-e dragă.